Puține au auzit, din păcate, de Muzeul de Artă Românească Modernă Dinu și Sevasta Vintilă din Comuna Topalu, județul Constanța. Este un muzeu cu profil de artă românească modernă. A fost constituit prin generoasa donație de 228 de lucrări a doctorului Gheorghe Vintilă și ființează în casa părintească acestui donator în Comuna Topalu. Muzeul de Artă Dinu și Sevasta Vintilă este considerat unul dintre cele mai mari și mai reprezentative muzee comunale din țară. Acest statut se datorează valorilor de excepție pe care le oferă spre contemplare vizitatorilor. Muzeul conține lucrări ale unora dintre cei mai buni artiști contemporani români: Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonița, Ștefan Luchian, Gheorghe Petrașcu, Ion Jalea, Teodor Paladi, Sava Henția, Ion Andreescu, Nicolae Dărăscu, Iosef Iser, Camil Dresu, Dimitrie Paciurea, Corneliu Medrea sau Alexandru Ciucurencu. Numele acestea sunt doar câteva dintre cele ale creatorilor marcanți ai artei noastre naționale care figurează în spațiul acestui muzeu. E impresionant. Colecția prezintă toți marii creatori din perioada modernă, stăruind asupra celor pe care donatorul i-a îndrăgit și admirat în mod deosebit. Aceștia sunt creatorii din grupul celor patru, constituit în anul 1925 și alcătuit din pictorii Nicolae Tonița, Ștefan Dimitrescu, Francisc Șirato și sculptorul Oscar Han, cărora li se adaugă creații de excepție ale pictorilor Teodor Paladi, Gheorghe Petrașcu, Iosif Iser, Camil Resu, cu lucrări reprezentative pentru arta lor. În perioada 1962-1978 au fost efectuate lucrări de extindere a clădirii în care funcționează și în prezent Muzeul Dinu și Sevasta Vintilă Topalu, precum și investiții pentru întreținerea lucrărilor de artă plastică donate. A fost achiziționată aparatură tehnică necesară conservării acestora. După decesul donatorului în anul 1978, Muzeul de Artă Constanța a inițiat o serie de demersuri pentru transferarea din patrimoniul Comunei Topalu a colecției ce a făcut obiectul donației, prin preluarea treptată a lucrărilor și substituirea acestora cu altele mai puțin valoroase din patrimoniul acestui muzeu. Dar pentru că lucrurile bune, nu-i așa, merită să fie pedepsite, s-au gândit unii să revendice moștenirea asupra acestui muzeu și asupra lucrărilor inestimabile. Începând cu anul 2008, au fost aproape 15 ani de stres continuu cauzat de procese aproape interminabile. Revendicatorii au târât Muzeul de Artă Constanța, tutore al muzeului de la Topalu, în procese. Au început cu cererea de chemare în judecată, înregistrată la 8 august 2008, pe rolul Tribunalului Constanța, secția civilă. Aceștia au cerut revocarea donației făcute de Gheorghe Vintilă în favoarea părâtei Comuna Topalu prin contractul de donație cu sarcini autentificat de notariatul principal de stat al regiunii Constanța în anul 1960. Revendicatorii doreau să-i oblige pe părâți să le predea, cum altfel, piesele colecției de artă plastică denumită Colecția de Artă Plastică Dinu și Sevasta Vintilă. Acuzele lansate către Muzeul de Artă Constanța au fost demontate pas cu pas. Orice expertiză efectuată a constatat instanța relevă faptul că toate operele de artă din muzeu au fost conservate excelent. Nu s-a pus nicio clipă problema ca vreuna dintre opere să fie lăsată de izbeliște. Orice încercare a reclamanților împotriva muzeului a fost demontată de către instanță, de la reclamarea igrasiei pe pereți la neglijența păstrării lucrărilor de artă expuse. Au existat expertize care au arătat că operele de artă sunt și au fost permanent în siguranță, bine întreținute, într-o clădire care a fost amenajată special ca muzeu. Rezultatul apărării muzeului după atâtea probleme cauzate de nenumăratele termene de judecată este spectaculos. În sfârșit, după atâția ani de incertitudini, colecția minunată din Muzeul de la Topalu, județul Constanța, va rămâne în proprietatea Muzeului de Artă Constanța. Oamenii de acolo, conducerea trecută și actuală a muzeului, și-au sacrificat extrem de mult timp pentru a se apăra, mai ales pentru a apăra un patrimoniu inestimabil care ar fi putut lua căi neștiute dacă ar fi intrat într-o proprietate incertă. Tocmai de aceea, oamenii implicați în susținerea colecției de-a lungul timpului și mai ales în ultima vreme merită toate felicitările. Au ținut piept unui asalt injust care, din fericire, a fost respins de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Jos pălăria! Senator USR de Constanța, Remus Negoi, vă mulțumesc!